A reușit să țină în întregime promisiunea în privința cardurilor sociale. Doar 1,6 milioane dintre cele 2,5 milioane de carduri au fost emise și distribuite până acum, deși promisiunea era că până la 1 iulie vor ajunge la toți românii. Ministerul Fondurilor Europene promite că săptămâna viitoare numărul cardurilor distribuite va urca la 2 milioane. În vârstă de 69 de ani, Anghelina Lungu are o pensie de doar 1000 de lei după 22 de ani de muncă în comerț. Spre deosebire de ea, vecina ei a primit cardul alimentat. Nu știe însă unde și pe ce poate să folosească acești bani. Cei 2 milioane jumate, 50 de euro cât e, e puțin, ce să iei? Și magazinele astea nici măcar nu au scris și ei la ce magazine să ne ducem. E lumea buimăcită. Nu știe ce să cumpere. Am auzit în tramvai că nu avem voie să cumpărăm carne de porc. Alții spune că să nu cumpărăm decât mălai, făină și ulei. Păi numai atâta mănânci. Alți pensionari au primit cardul, dar fără bani. Ați primit, domnul Zele, acest card, dar gol. Gol. Am fost la magazin cu el și nu are nicio valoare. Am întrebat și zic, păi dar de ce mi l-a trimis? Nu știu. Întrebați mai sus, guvernul. Disperați, oamenii vin și se împrumută la casele de ajutor reciproc. Vin oamenii, se împrumută la noi. Din păcate, pot să spun, cu sume chiar mici, unii dintre ei și foarte mulți chiar cu sume mici, pentru a avea pentru ziua de mâine traiul asigurat. Sume de 100 de lei, de 500 de lei, să faci împrumut, e deja strigător la cer. Ați venit să vă împrumutați cu ce sumă? Păi cât poate să-mi dea? 1000 de lei? Nu știu, cât poate să-mi dea? Dacă guvernanții ar fi acolo, în acea cameră, ce mesaj aveți pentru ei? Să treacă în locul meu o lună de zile.